bună ziua, cred că putem saluta cu bună ziua, deja e foarte multă lumină afară. Vă spunem bun venit la a 16-a ediție a Convorbirilor Educate Me, canto de una din interior, din centrul nostru de operațiuni, din care pleacă frecvent către copii cu, eu știu, situații nu foarte grozave, echipamente care să-i ajute să participe la activitățile școlare online. Invitata noastră de astăzi este Alexia Vârgă. Bun venit, Alexia! Ciao, bună! Nu ne-am mai văzut de o grămadă de, mult, da. Vremuri. Pandemia asta a cam rupt unele conexiuni. Din fericire a creat altele. Suntem în continuare activi, avem planuri mari. Vorbim despre activitățile Alexiei, despre planurile ei, despre planurile generației ei. Și ca de obicei pornim întrebându-ne invitatul, la ce școală înveți tu? La Liceu Grigore Moisil, clasa 12 acum, imediat bacul. Da, deci nu mai întrebăm de specializare, știm sigur matematică, da, informatică. Da, matematică intensiv. Și până să ajungi la Moisil? Am fost la pedagogic 8 ani. O diferență majoră între cele două școli? Sincer, cred că mai mult a fost diferența între generală și liceu decât de școală în general. Adică bănuiesc că o parte dintre colegii tăi, da, au venit cu tine. Da, am încă colegi care am fost 12 ani împreună în aceeași clasă, deci oricum bănuiesc că atunci când ești elev de liceu înțelegi mai bine, eu știu, contextul în care îți duci activitatea educațională. Ce ne-ai spune tu despre Moisil ca și școală bună a Timișoarei? Cred că cea mai bună chestie pe care am putut să o experimentez la Moisil a fost faptul că am avut multe oportunități să cunosc oameni și copii tineri la fel de pasionați de diverse chestii ca și mine și împreună ne-am împins de la spate să facem tot felul de chestii interesante și asta cred că a fost cel mai mare beneficiu pe care l-am avut. Deci, dincolo de unicitatea profilului, da, mate, info, toată lumea, da, o pleiadă de direcții în care să fac lucruri. Da. Inițiate de profesori, inițiate de elevi? Cred că profesorii ne spuneau ce auzeau și ei și ne ziceau, uite, puteți să mergeți acolo sau acolo. Și așa ajungeam mai mult, cred că din experiențele elevilor, uite ce fain a fost acolo sau hai și tu cu mine. Okay. Cred că asta a fost și mișcarea. Unde ai ajuns tu în ăștia 3 ani jumate? Cred că unul dintre cele mai importante locuri a fost Biocoder Dojo. Cumva, cred că comunitatea asta mi-a deschis foarte multe uși și sunt foarte recunoscătoare pentru chestia asta. Cum am ajuns acolo? Așa, o combinație între profesori de la clasă și alți elevi și conjuncturi, da, de genul ăsta. A fost un an special, cel în care Biocoder Dojo a funcționat intens. Pandemia, da, ne-a cam oprit. Ce-a fost cel mai spectaculos la Biocoder Dojo pentru tine? Cel mai spectaculos... Dar gândește-te bine, pentru că o să punem întrebarea și al doilea cel mai spectaculos lucru. Ok. Pe lângă faptul că a fost o comunitate și încă e o comunitate foarte faină, am putut să am experiența concursului ICET la Moscova și aia cred că a fost cea mai interesantă și o experiență care n-aș fi putut să o am în alt fel. Practic, trebuie să le spunem celor care ne privesc că mai am discutat despre competiția asta cu încă doi invitați de la Convorbiri, așa că oamenii știu câte ceva, dar hai spune-le lucrurile cele mai interesante legate de pregătirea participării, de, eu știu, efortul depus, de profunzimea, hai să zicem, cercetării făcute de voi. Începem puțin să zicem cam despre ce era vorba. Un concurs internațional pentru tineri la Moscova,
în care erau mai multe arii de, în care puteai să participi. Noi am participat la partea de bioinginerie genetică și am avut o etapă preliminară în care am făcut un proiect de informatică și un proiect in vitro, de laborator, pe care trebuie să-l trimitem. Și după aia am ajuns să ne calificăm în primele 10 echipe și ne-am dus toată echipa la Moscova pentru o altă etapă și mai intensă. 3 zile de super competiție. Cât de profund a fost, cât de mult am intrat în subiect, subiectul fiind CRISPR și toată tehnologia asta, destul de profund, mai ales considerând că am pornit practic de la zero, adică... Da, cu siguranță termenul ăsta CRISPR nu prea apare în manualul de biologie de... Da, da, exact. Nu era ceva, adică auzisem așa, dar nu era ceva, da, câte multe și știu. Și unde mai punem că nici măcar nu s-a câștigat la vremea aia încă premiul Nobel pentru descoperirea tehnologiei astea. Și ne simțeam, când s-a întâmplat câștigul ăsta, ne simțeam așa... Suntem colegi de domeniu cu... Tinerele, doamne, da. Cât a durat pregătirea și, competiția până la urmă? Competiția, păi, de cam când am început să ne pregătim din vară, a durat vreo 4 luni, în total, cred că două luni și ceva a durat să ne pregătim pentru etapa preliminară și după aia a fost săptămâna aia de concurs în sine, unde am... Mm-hmm. Și, eu știu, faptul că ați ajuns, am ajuns, la Moscova, eu știu, cu ce fel de atmosferă v-a pus în contact? Eu știu, nu se întâmplă foarte frecvent să ne înghesuim către competiții care au loc înspre Est. De obicei fugim după cele organizate în Occident. Da. Atmosfera a fost surprinzătoare, adică a fost foarte plăcută și ne-au primit super bine și călduros și au încercat să ne facă să ne fie cât mai bine. Și chiar am văzut că era un interes foarte mare din partea organizatorilor, ca fiecare participant să aibă tot ceea ce are nevoie, să fie în cele mai bune locuri posibile pentru a avea cel mai bun rezultat. Și chiar ne-am simțit foarte bine acolo. Surprinzător, poate, pentru unii. Da, am mers cu, poate cu preconcepții și am descoperit că lucrurile nu sunt chiar atât de sumbre, sau, mă rog. Da, ce-a mai urmat? Că de la Biocoder Dodo s-au mai înșirat niște lucruri. Da, tot competiții, STEM Milano, și acolo am avut un proiect fain despre cum să ajutăm echipele de salvare pentru a avea o conexiune mai bună cu oamenii care merg pe munte și au probleme. Am avut și Eu versus Virus, hackathonul internațional. De atunci vorbim de el mai mult. Acum, okay. Ce-aș... eu știu, aduce în discuție ar fi și tot în perioada aia un proiect CoronaCast? Da, aducând aminte de pandemie. Da. Da, a fost un proiect foarte fain, iară, prin Coder Dojo și echipa noastră ICET, în care ne-am mișcat destul de repede, când a pornit toată... Hai să spunem nebunie. Nebunie, da, nebunia asta. Și am început să facem videoclipuri pentru a informa oamenii despre ce-i vorba, ce înseamnă carantina, ce se întâmplă, de ce se întâmplă asta, de ce trebuie să stăm în casă, de ce e atât de important și cum funcționează de fapt virusul în sine, partea biologică din spate. Da, eram într-o perioadă în care informațiile nu erau extrem de accesibile și... Sau sigure. Sigure și iarăși erau prezentate poate nu în cel mai prietenos și ușor de înțeles mod și a fost o formă prin care voi ați zis, băi, hai să ducem în limba generației tinere conținutul ăsta destul de, nu știu,
dur, amenințător. Și probabil că ar fi foarte interesant să vedem acum, după un an și vreo două săptămâni, cum arăta un material realizat la Temirce de către echipa Corona Cast Timișoara. Sper că colegii mei, Nicu și Darius, pot să pornească videoul respectiv în câteva secunde. Carantina a apărut cel mai probabil în Evul Mediu. Carantina venind din italienescul 40 giorni, care nu e un sortiment de pizza, ci înseamnă 40 de zile. De la numărul de zile pe care navele trebuiau să-l petreacă în portul Veneției pentru a nu contamina cu ciumă restul continentului. Din punct de vedere formal, carantina reprezintă o restricție în circulația oamenilor sau persoanelor pentru a preveni răspândirea bolilor. Există două tipuri principale de carantină. Carantina obligatorie este cea care separă persoanele care au fost expuse coronavirusului de restul persoanelor. În România, cei care nu respectă această măsură sunt amendați și riscă chiar pedeapsa cu închisoarea. Alt tip este carantina voluntară, în care oamenii își restrâng voluntar activitățile pentru a-și limita contactul cu alte persoane, încetinind răspândirea virusului. Această metodă este recomandată și în contextul de față, atât la noi în țară, cât și în restul lumii. Astfel, hashtag-ul Stau Acasă fiind unul foarte popular. Ați început, da? Nu știam că am început, da. Am început. Hai să ne întoarcem în momentele alea. Carantina încă nu se instaurase. Cred că ne mai întâlneam, lucram seriile, nopțile. Da. Ce simțeați atunci în... E și greu să-mi imaginez cum era atunci. Era un stres, știam că ceva vine, dar nu știam exact ce și cum o să fie. Adică nu cred că ne-am fi gândit că o să ajungă cum a fost. Cum, și cum e. Da, și cum e în continuare, da. Uh-huh. Credeam că eram destul de sigur că nu o să dureze atât de mult. Da. Ne-am înșelat. Am pus pe hold niște lucruri și ziceam, în două luni reluăm. Da, 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 exact. Eram... E ok, da. Afară, sigur e gata. Mm-hmm. Și n-a fost. N-a fost. Cum, nu știu, cum am trecut, da, am ratat, ați ratat acea competiție STEM Awards la Milano, tot așa, pe teme de instaurarea carantinei acolo. La noi încă era situația pașnică. De... Mi-aduc aminte că era o perioadă chiar foarte plină. Era concursul ăsta și după aia mai aveam ceva conferință și ceva gală și ceva... Da. Erau foarte multe care veneau una după alta și s-a pus pauză la toată. Mm-hmm. A fost așa, o liniște. Și, ca să nu vorbim de faptul că și școala s-a mutat online. Da. Online. Și o perioadă destul de lungă a fost greu. Până spre finalul anului școlar? Da, a fost destul de liniște și la școală. A fost greu să se mobilizeze toată lumea, să aibă toată lumea tot ceea ce are nevoie pentru a... Bun, acum dacă o luăm așa, cred că și în septembrie 2020 cam tot așa a fost câteva săptămâni, sau? Mm. Erau destul... Cred că când am început clasa 12, deja toată lumea era destul de pregătită și, și mental și fizic aveau cam... Dar a fost iarăși o perioadă un pic și acolo, într-adevăr, de acomodare. Cum... Simțiți că cineva v-a furat o perioadă faină din viață? Mai, în un fel sau altul? Pot să zic că într-un fel da, așa jumate din clasa 11 și clasa 12, asta așa niște ani care te-ai gândi că petreci și majorate, da, și... Bacaloratul e încă departe. Da, da, da. Dar, na, nu depins de cineva anume, a fost o chestie... Pur și simplu s-a întâmplat și trebuie să trecem peste, să trăim cum putem și ne bucurăm de tot ce avem. Și ați reușit să mutați în online o parte din, eu știu, relațiile dintre voi, da, grupurile bănescă s-au mai restrâns, s-au mai splituit? A fost o perioadă multă de call-uri pe Zoom, de majorate pe Zoom, de sunat la 12 noapte tot pe Zoom. Da, era o perioadă ciudată, dar ne-am conformat și făceam call-uri zilnice, ne jucam, ne online, făceam tot felul de... Și dacă compari
perioada asta cu cea din, hai zicem, aprilie anul trecut? Acum, iară, e o diferență, mi se pare, de cum era când am intrat atunci în pandemie și în carantină și era totul liniște. Acum încercăm să mai și ieșim, să mai și cumva să împărțim, să facem și online și fizic și întâlnirile și școala și tot. Nu știu cum o să ajungem să facem școala până la urmă, până la sfârșitul anului. Încă nu e cert. Clar. Pomeneai la un moment dat de acel hackathon. Da, eu versus virus. Aminte, da. Care au fost, eu știu, așteptările și ce ați reușit să obțineți și cine ați fost? Da, au fost mai multe proiecte pe care le-am avut noi ca Biocoder Dojo. Am intrat și cu CoronaCast într-o secțiune și cu Lab Exchange, care am avut parteneratul ăla, și cu o platformă de ajutor psihologic în perioada de izolare. Mm-hmm. Adresat în mod special tinerilor sau era o chestie? Era o chestie destul de generală, cu care să-ți dea tot felul de activități pe care poți să le faci singur sau să-ți le recomande în funcție de ce hobby-uri ai, să-ți recomande alte activități sau muzică sau cărți sau chestii de genul ăsta, ca să te țină în priză și să uiți cumva de realitatea în care... Practic era propunerea ta de proiect, ideea ta. Mm-hmm. Da. Și am ajuns în finală cu proiectul ăsta, n-am ajuns să și câștigăm, dar a fost o experiență foarte faină, nopți nedormite, stat până la 6 dimineața. Nu vă imaginați că sunt foarte multe, două nopți. Două nopți, poate, da. Da, a fost intens. Și lucrat cu o echipă pe care n-ai întâlnit-o înainte, Da. În echipa asta pentru aplicația cu ajutarea psihologică eram cu oameni care nu i-am întâlnit niciodată, dar îi știam așa din diverse contexte. A fost foarte interesant să ne cunoaștem în contextul ăsta de hackathon și de stres și intens și lucrat. Dar parcă a fost și o echipă internațională? Sau erați toți, aveam mentor internațional. Ei ne ajutau pe parcurs, aveam niște discuții cu ei. Dar oricum, destul de bine organizat pentru ceva atât de rapid și de mare. Da, au fost vreo 20.000 de oameni înscriși. Da. Da. Și, eu știu, hai, descrie-ne puțin echipa. E foarte interesant pentru mine să înțeleg cum, până la urmă, o elevă de clasa 11 pe vremea aia, da, a reușit cumva să agrege și să își transpună cumva viziunea și ideile într-un produs, da, dezvoltat de oameni diversi care nu aveau interesul respectiv în mod extrem de masiv, eu știu, exprimat. Da, a fost interesant. Am fost cu TMC-ul, a fost parteneriatul ăsta. Iar un hub de oameni super faini. Și acolo știu că erau mai multe proiecte și fiecare și-a piciuit ideea și a spus acolo, s-a votat ce proiecte alegem și cine vrea să participe unde. Și am fost chiar plăcut surprinsă că multora le-a plăcut ideea mea și erau foarte interesați și le se părea, wow, vreau să fac asta, vreau să lucrez pentru chestia asta, îmi place, îmi sună bine. Din nou, fără să fi fost interesat o secundă de psihologie în mod special înainte. Da, da, da. Sau și dacă erau... De fapt, am avut și eu o studentă care era la psiho, care era pasionată de asta și i-a plăcut foarte mult ideea. Aveam și pe partea de info, care nu aveau neapărat o legătură cu asta, dar au vrut să se implice și am fost foarte recunoscătoare pentru asta. Și Doro, care ne-a ajutat pe toți cu videouri și cu tot felul de chestii grafice. Da, e un moment atunci când propui o idee în care îi convingi pe ceilalți să și-o asume cumva și să, eu știu, parieze pe ea, dar urmează perioada de 2-3 zile în care trebuie să dai totul din tine. Ai rămas cumva un lider al echipei sau ai fost cumva ajutată de altcineva care și-a asumat rolul ăsta de coordonare și de... Am fost o echipă, dar da, lucrurile cam trebuia să treacă pe la mine, am fost destul de organizată în chestia asta.
Am avut, bineînțeles, ajutor din partea tuturor, n-a fost ceva, dar am ajutat la coordonarea proiectului. Și privind în urmă, găsești, eu știu, sursa puterii astea de a fi cel care conduce o echipă? Unde ți-ai dezvoltat calitățile astea, oare? Sau născute? Okay. Deci, asta e o poveste interesantă, nu știu dacă ți-am mai spus-o. Când eram mai mică, am fost la niște activități de dezvoltare personală și se numea Lidero. Nu mi-ai spus, da. Da, da, da. Erau făcute de un video stores. Și de când eram mic am fost la Fast Track Kids, era o chestie de când aveam 4 ani și după aia Lidero era cam când aveam vreo 11-12 ani și acolo cred că de atunci am avut aptitudinile astea, să zicem, mi le-am dezvoltat în contextul ăla. Atunci am și început să dezvolt o pasiune pentru public speaking. Am ținut o prezentare pentru Toastmasters. A fost iară un loc unde am putut să am diverse experiențe de genul ăsta. Și cred că, de la fiind așa o vârstă fragedă și niște activități atât de plăcute pentru mine în perioada aia, nu mi-am dat seama că, de fapt, acumulez atâtea de... Da. Și povesteai de public speaking. Ai participat, nu știu, la activitățile Toastmasters pe o durată mai lungă sau doar ai fost invitată să faci o prezentare ca și leader o kid? Da, atunci am fost invitată. Cred că de două ori, odată când aveam... Eram, prima oară știu că eram foarte mică, aveam vreo 7 ani, cred că. Ceva de genul, știu, după aia am fost mai mare, vreo 12 ani, 13 ani, ceva, nu. Și da, după aia am început și la școală, cu public speaking, competiția de engleză, și după aia la liceu și am ajuns la națională. Aha, deci ai un track record și pe direcția asta. Da, mi-a plăcut foarte mult. Ok, și trecând prin toate lucrurile astea, încotro ți vezi, eu știu, viitorul? Da, întrebarea asta e foarte bună, pentru că încă nu știu răspunsul exact, încă aștept să-l aflu. Știu că am trecut prin multe faze de-a lungul liceului în care îmi doream să fac, nu știu, mai mult... pe partea de bio, mai mult pe partea de info, ambele, și a apărut și ideea asta de psiho în mijloc și m-am gândit cum aș putea să le integrez pe toate și... De unde a apărut ideea de psiho? Nici nu știu, aveți în materie... Nu a fost de la școală. Nu știu să spun exact. A fost poate și un factor, mama mea fiind profesoară de psiho la facultate. Dar nu cred că asta a fost, de fapt, motivul. De obicei copiii fug de... Da, chiar când eram mai mică sau așa, niciodată nu vreau să fac ce fac cu părinții mei. Am început să citesc, am început să devin interesată de subiect și mi se părea că e partea de biologie mai umană, mai despre creier, despre comportament, lucrurile astea care erau foarte faine și în partea de biologie, dar... trecute rapid în vedere și... Da, exact. Și în partea de psihologie erau mult mai interesante. Există vreun cer de psihologie în vreo școală din orașul ăsta? Sau există, nu știu... N-am auzit. Da, deci, ar fi o idee interesantă. Până la urmă, da. Dacă tot am făcut Coder Dojo Bio, Coder Dojo, hai să facem și un Psiho Dojo sau ceva. Okay. Ar fi o idee. Da, deci, mai ales că asta voiam să spun, că se complementează foarte bine cu partea de tehnologie și cred că asta ar fi o cale pe care aș putea să o parcurg. Da, poate că sărim foarte ușor acum către viitor. Spuneai că ai deja, nu știu, două facultăți care ți-au spus ok, te vrem.
Una și două la care aștept. Aha, ok, dar aștept la modul în care lupți pentru să-i convingi. Acum chiar aștept rezultatele. Uh-huh. În două săptămâni aflu dacă sunt sau nu. Am dat admitere la University of Amsterdam și University of Leiden și acolo aștept să văd bun. Uh-huh. Sau nu. Și la Eindhoven, acolo am un ok, da, numai că trebuie să mai parcurgi un program să vezi dacă chiar ți se potrivește ce facem noi aici. Ok. Una dintre aceste universități, mă rog, te atrage chiar prin combinația asta de tehnologie și psihologie. Da. Până la urmă, probabil că acolo, la confluența unor domenii aparent, eu știu, distante, se întâmplă lucruri super interesante. Privind, eu știu, într-un viitor destul de îndepărtat, ce ți-ar place să faci? Ce crezi că ar fi acel domeniu care să te țină, eu știu, pasionată și activă și, eu știu, inovativă ani și ani și ani? Mi se pare că în combinația asta de psihologie și tehnologie găsești niște arii foarte interesante, de la robotică, la case inteligente, la aplicații făcute special cu utilizatorul în minte. Și da, bineînțeles, mi-ar plăcea să văd despre ce-i vorba în fiecare dintre arile astea, mi-ar plăcea să văd dacă care mă atrage cel mai mult și așa. Cred că în momentul de față tehnologia are domeniul ăsta are niște câteva lipsuri, și anume nu se gândește neapărat la binele omului, uneori are niște probleme. Se pare că de multe ori. Da. Și cred că asta ar fi un pas foarte bun pe care ar trebui să-l ia, să se gândească mai mult la om și cum să-l ajute, de fapt, nu să ne folosească, cum ar fi. Da, și să ne întărâte sau să ne ofere, eu știu, o scenă pe care să o folosim ca să ne rupem mâini, picioare, să ne scoatem. Da, da, exact. Plecând tot de la Biocoder Dojo și de la activitățile legate de CRISPR Technologies, ai intrat cumva în lumea asta cercetării. Da. Povestește-ne și despre experiența ta în zona asta. Da, a fost o lume foarte interesantă și este o lume foarte interesantă a cercetării, a research-ului. Prima întâlnire cu acest domeniu a fost când ne-am pregătit pentru concursul ICET. Atunci a trebuit să facem un research paper. Și după am avut toată experiență de cercetare cu oncogen, tot în perioada asta cu virusul, ei lucrau pentru un vaccin și noi, o echipă de câțiva copii de la Biocoder Dojo, elevi tineri. Da, tineri, da, am ajutat să facem niște baze de date, să găsim anumite mutații. Și iar a fost foarte interesant să vedem procesul ăsta și cum lucrează și cum se întâmplă tot în partea asta de research. Asta chiar e un domeniu pe care chiar vreau să îl experimentez mai mult și să văd și la facultate. Era cumva de, nu știu, de invidiată poziția asta de cercetător. Cum vi se păreau oamenii pe care îi aveați ca, eu știu, îndrumători și... Mi-aduc aminte și când am fost tot așa pentru a ne pregăti pentru ICET, am fost la București și am fost la Institutul de Biochimie al Academiei Române și acolo am avut iar o ușă spre lumea asta cercetării și părea foarte interesant ce se întâmpla acolo. Părea o lume la care nu ești expus foarte mult. Auzi doar de ea. Cercetătorii au mai descoperit ceva nou. Vedem doar output-ul, nu vedem efortul. Da, exact. Vedem procesul și efortul și cât de mult durează, de fapt. Cât de mult durează să scrii o lucrare.
Și da, asta cred că a fost foarte interesant să vedem. Și, nu știu, vorbim totuși de oameni care probabil că au o anumită vârstă, îi simțeați pasionați, îi simțeați da. Gata să, eu știu, cum spuneai, nopți nedormite și... Da, după atâtea nopți nedormite încă erau foarte pasionați, încă erau foarte captivați de ceea ce făceau, erau foarte interesați să ajute lumea într-un fel, să aibă un impact. Mm-hmm. Asta era cea mai faină chestie pe care puteam să o vedem. Și depuneau și efortul de a vă comunica și vouă spiritul ăsta și spuneau poate și lucrurile mai puțin strălucite din activitatea lor? Da, a fost o viziune destul de realistă, adică ne ziceau și părțile bune și părțile mai puțin bune și cum ar trebui sistemul românesc să ajute mai mult această parte de cercetare, care nu este încă foarte bine pusă la punct în România. Dar se muncește pentru asta, ceea ce e un bun început. Privind în jurul tău, colegii tăi, bănuiesc că foarte puțini au avut ocazia să intre în contact cu genul ăsta de preocupări și cu un domeniu cutting edge cumva. Ar fi un număr, eu știu, semnificativ de tineri, elevi, capabil să, nu știu, să petreacă ca și voi câteva luni într-un asemenea proiect, nu știu, pe o cu totul și cu totul altă direcție. Avem N institute de cercetare în Timișoara. Ar fi interesant ca mult mai multe uși să se deschidă către cei care vor să se expună și vor să experimenteze, da. Și să contribuie până la urmă la... Da, sunt destul de sigură de chestia, adică meseria de cercetător în România nu e aproape deloc promovată. Nu cred că auzi pe cineva un copil în care să zică, da, vreau să fac cercetător. Auzi doctor, auzi avocat, auzi informatician, dar nu auzi cercetător. Și cred că dacă s-ar deschide mai multe uși spre oportunități de acest gen, sunt sigură că mult mai mulți copii ar fi interesat, pentru că chiar e un domeniu foarte interesant. Și în plus, asta bănuiesc că v-ați simțit parte din ce se întâmplă acolo. Nu ați fost, niște spectatori cu mâinile exact. La spate și care au voie doar să privească peste umărul celui care aveam birouașul nostru, aveam locul nostru unde puteam să ne desfășurăm activitatea. Echipa noastră, care am format-o tot pentru Biohoder Dojo, am ținut foarte strâns legătura și asta a fost o chestie extraordinară, că ne-am format așa o prietenie strânsă și la nivel profesional și la nivel personal, că am putut să continuăm să lucrăm atât de bine împreună. Și da, asta a fost iar o parte foarte plăcută, că ne-au inclus atât de mult în desfășurarea proiectului. Da, am vorbit despre tot felul de domenii, eu știu, super interesante și cu siguranță mai sunt nenumărate altele în care, da, până la urmă și ca tânăr de 16-17 ani pot să, eu știu, faci o... to make a dent, da, in the universe. Un domeniu care... eu știu, probabil pe toți ne atrage. Foarte mulți copii, probabil că de-a lungul primilor ani de viață spun, vreau să mă fac aviator sau vreau să mă fac pilot, nu? Pe toți cei care ne privesc, încercăm să-i informăm acum cu ajutorul partenerei noastre, Emilia Sussman, cea care săptămână de săptămână ne deschide poarta către unei universități sau, mă rog, a unui întreg ecosistem în care o anumită, eu știu, meserie poate fi abordată. Astăzi Emilia ne va povesti despre modul în care în România și poate și în alte părți din Europa te poți apropia de pilotaj și de domeniul ăsta al aviației, în care să, eu știu, studiezi pentru a deveni un inginer de aeronautică sau pilot sau
eu știu, cercetător în domeniu. Hai să vedem ce au înregistrat din nou colegii noștri cu Emilia. Ți s-a zis vreodată când ai avut ideea aparte că ai avioane în cap? Ei, eu astăzi am, dar la propriu, căci astăzi vom vorbi despre avioane, aviație și școala de pilotaj din România și din străinătate. Trebuie să mulțumesc Sofiei, elevă la Lenau, a fost invitată și la convorbirile Educate Me, și lui Darius, elev în Oradea, ambii în clasa 11-a. Ei m-au chestionat despre cum să devină piloți, commercial pilot sau private pilot. Așa că m-am pus pe treabă și datorită Ecaterinei, actualmente pilot la Tarom, fostă elevă la Loga, la clasa de mate fizică, am aflat următoarele. Va fi un pilot shortage în viitor, adică da, va fi nevoie de piloți. Chiar și acum în pandemie, mulți piloți care au putut ieși la pensie la 50 de ani au făcut asta. Ecaterina a studiat la una dintre cele trei școli din România, susținută financiar de Ministerul Transportului. A studiat la Școala Superioară de Aviație Civilă din București. În mod normal, pentru minim 150 de ore de zbor, minim 35 de ore de simulator și teorie, se plătesc între 40.000 și 60.000 de euro. Dar ea a avut șansă, dar și chemare. Am întrebat-o pe Ecaterina ce trebuie să devii pilot și mi-a zis un truism, poate chiar un clișeu, dar despre asta este vorba, de fapt. Să ai chemarea în inimă, să ai perseverență și ambiție, un IQ peste medie și cunoștințe de fizică și să știi engleza. Pentru că și în România totul se predă în engleză, despre legislație, componentele avionului și pilotaj. Aviația este unul dintre cele mai bine reglementate domenii din lume, deci totul este updatat în engleză. Mai departe, mai este școala de la Tuzla, de Regional Air Services, RAS, și dacă vrei să devii pilot militar, Academia Forțelor Aeriene de la Brașov. Eu colaborez și cu Buckinghamshire New University din Anglia, unde pot studia Air Transport with Commercial Pilot Training, Air Transport with Private Pilot Training, Air Transport with Helicopter Pilot Training. Deși costurile pot fi mari, unele companii susțin academii de cadeți, cum este Wizz Air, care au susținut mulți piloți români în devenire, sau au făcut programe speciale pentru fete. EasyJet și Wizz Air au implementat asta. Decochetezi cu aviația, dar nu știi sigur dacă vrei pilotaj, poți fi în lumea aeroportului studiind Airline and Airport Management la o mulțime de universități sau Aerospace Engineering. Înveți totul despre avioane ca și componentă și dacă vrei să devii ulterior pilot, acest lucru te va ajuta. Ce să faci să fii acceptat? Pe lângă uriașa ta motivație de a-ți urma visul, mergi la un turn de traffic de control. Am avut aplicanți care au făcut asta, au văzut munca și responsabilitatea și tehnologia. Poți de asemenea să faci cursul de la Arad pe avioane mici, care se face o dată pe an, dar este suportat de guvern și înveți să pilotezi avioane mici. Aceste două exemple ar arăta cu adevărat your outstanding motivation. Așa că, dacă aveți avioane în cap, nu le izgoniți. Până data viitoare, cu atenție pe sufletul vostru și pe mintea voastră, a voastră consilier educațional, Emilia Sussman. Ne-a căzut sau s-a terminat oare materialul? Ok, am povestit foarte multe despre partea legată de, eu știu, știință și domenii din astea dure, din ceea ce înveți și faci la școală și ce soi de activități, eu știu, mai relaxante și poate nu neapărat mai ușoare, dar de altă natură ai mai derulat. Da, pe lângă partea asta științifică, am făcut parte și din trupa de teatru a școlii, care a fost o experiență foarte faină să pot să mă exprim și în partea asta.
am avut mai multe scenete, mai multe piese de teatru, mai multe ocazii unde am putut să joc. Trebuie să înțelegem că asta se întâmpla când erai prin clasa 9 și a 10 înainte de pandemie. Sau? Da, da, da. În clasa 9, 10, cea mai multă activitate a fost. Da, atunci. Acum, clar, nu s-a mai întâmplat. Și iarăși în clasa 11 am dat-o mai mult pe partea asta de știință. Mm-hmm. Dar a fost o perioadă foarte plăcută și m-a pasionat mereu teatrul și dansul. Și cu dansul am avut... am fost la balul vienez în clasa 11-a și acolo au fost niște cursuri intense și coreografii de învățat și... Dacă nu mă înșel, asta se întâmpla când ne și pregăteam pentru ICET și... Da, erați da, da. Vreo 2-3 din exact. Echipă care... Da, aveam și... Okay, da, veneați în pași de dans, da. Dar cu întârziere la întâlnire. Da, 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 aveam... Ok. Dans și după aia... CRISPR. Da, CRISPR. O combinație interesantă, da. Da. Iarăși, eu, mă rog, apreciez foarte mult faptul că reușești să te exprimi și vizual. Creezi logo-uri și tot soiul de materiale de design. Da, îmi place foarte mult partea asta. Și vara asta, când am fost în pandemie, am putut să iau niște cursuri cu niște studenți din state, mm-hmm. pe partea de web design și pe partea de psiho, cu un student, acum e la master la New York University și înainte a fost la Yale, unde acolo a făcut o combinație de informatică și artă și a fost un curs de o lună și ceva. Mm-hmm. Cum ai ajuns la... Upgrade asta? Academy. E o comunitate din București care pregătește copii pentru universități, mm-hmm. și au propus aceste cursuri ca un intro în primul an de facultate pe acest domeniu. Și am ales să văd cum e partea de info și design și cum e partea de psihologie. Mm-hmm. Ambele au fost foarte interesante, cu niște oameni extraordinari. Și activitățile erau one-to-one sau... Era un grup de 10 elevi la fiecare. Uh-huh. 10 elevi fiind diferiți la fiecare. În toată lumea sau români? Români, uh-huh. din cam toată țara. Ok. Și ai rămas în legătură cu... Da, am rămas în legătură cu studenții. Erau studentul de la Yale și în NYU și studenta de la University of Pennsylvania. Am avut... O secundă, ei erau români? Sau? Români, aha, plecați okay. acolo. Uh-huh. Credeam că nativi americani. Ok. Da. Și da, ambele au fost cam în același timp, dar zile diferite. Conținut foarte diferit, dar combina pasiunile mele, cum ar veni. Uh-huh. Da, apropo de contactul ăsta cu sistemul educațional american, nu ți-ai pus problema să studiezi dincolo de ocean sau... Când eram mai mică mă gândeam așa, ca visul american să ajung de acolo, dar cum am văzut dezvoltându-se lucrurile în America și cât de greu e procesul de aplicare acolo, cât de mult durează, aproape 2 ani să te pregătești să mergi acolo și când mi-am dat seama cât de departe e, am realizat că aș vrea undeva mai aproape, și de-aia am ales Olanda, până la urmă, că e în Europa, dar tot are un sistem educațional foarte bun. De-aia n-am decis să încerc în state. Colegii tăi de generație, de clasă, cam cât își fac bagajele pentru a pleca din... Din clasa mea suntem, cred că, 5-6. Da. Îmi așteptam la o cifră mai mare. Da. Ok. Da, 3 suntem pe Europa, 2 sunt pe state. Mm-hmm. Și au trecut și ei de niște etape acum, preliminare? Da, sau toată lumea așteaptă. Ei mai au stresuri? Toată lumea așteaptă cam în perioada asta, în 2 săptămâni, se află rezultatele la toată lumea. Mm-hmm. Se sărbătorește sau se plânge. Și... se sărbătorește sau se plânge și a doua zi ne reapucăm să învățăm Ion și... Da, pentru BAC. Ok. Cum e? Cum percepeți voi acum efortul ăsta de a... Mai ales după ce știi că ești admis pe nu știu unde, cât de mare mai e și, mă rog, motivantă e miza bacalaureatului?
E un examen important care are și el mai mult, cred că, o valoare psihologică decât una practică. Să arăți că ai parcurs liceul și ai făcut ceva și ai învățat ceva și se vede. Okay. Cred că asta e motivația, da. Okay. Da. Interesant. Ca să ajungi aici, mă rog, ai consumat multă energie, ai depus mult efort, ai petrecut multe ore de muncă și de, mă rog, de chestii super concentrate. Cum te relaxezi? Cel mai mult mă relaxez ascultând muzică. Asta cred că mă relaxează în orice moment al zilei. Pot să-mi pun căștile, pot să stau și să ascult muzică. Poți să și înveți ascultând muzică? Da, sau? Uneori, când este ceva mai lejer, mai, în care nu necesită focus și atenție, da, pot. De obicei, când am ceva foarte important de care chiar trebuie să învăț, încerc să nu am distrageri din orice parte. Ți-ai dezvoltat cumva un sistem de a învăța? Ai da. Trucurile tale? Da, cel mai mult, în funcție de materie, știu cam cum să mă organizez, dacă trebuie să exersez mai mult pe parte sau dacă trebuie să citesc mai mult și să-mi subliniez și să-mi fac niște scheme. Mm-hmm. Asta mă ajută, cred că, cel mai mult să învăț schemele și când procesez toată informația în stilul meu și în creierul meu. Există un context în care să înveți cum să înveți, la care să te poți raporta, sau fiecare trebuie să-și descopere propriul stil și sistem? Și da, fiecare după experiență. Încerci tot ce poți și vezi ce se prinde cel mai bine de tine. Cred că asta este. Dar pe de altă parte ar fi util un, nu știu, cum faci acum niște exerciții de a îți imagina că ești student în anul întâi la Amsterdam sau nu știu unde. Ar fi interesant ca în clasa noua să petreci, nu știu, o oră pe săptămână în care cineva să-ți prezinte tehnici de învățare. Da, cred că mi-ar fi scăpat de mult timp de încercări. Mm-hmm. Da, cred că ar fi o idee foarte bună să înceapă o chestie de asta. Da, uite, câte idei. Un psihodojo și learning academy, da. Ok. Dincolo de eu știu, muzică, sport? Ai apucat să mai faci sport sau... Am făcut volei o perioadă, după aia mi-am rupt mâna, a fost, da. Dar încerc să merg la plimbare, să mă plimb pe afară, să cam... am făcut, da, vara făceam mult sport, mergeam la sală când puteam și când era sigur să mergi. Ultima vară. Da. Ok. Da, iarăși lucruri departe, realitatea actuală, da. Ce le recomanda unor, nu știu, copii de 7-8 ani, ci de clasa 7-8, care ar veni la tine să te întrebe, ei, cum e la liceu, ce ar trebui să fac ca să am o viață împlinită în liceu, ce le putea spune? Cred că cel mai bun sfat pe care l-aș putea da ar fi să se implice în cât mai multe lucruri, să vadă ceea ce le place cel mai mult, să încerce orice. Cred că atunci când încerci ceva, poți să-ți dai seama dacă îți place sau nu și să vezi dacă vrei să continui în acea are și să vezi dacă asta o să devină o pasiune. Și cred că în liceu contează foarte mult să-ți găsești pasiunea și să-ți găsești un drum pe care vrei să îl faci în viitor. Cred că asta e cel mai important rol al liceului, să te dezvolte și să îți dea oportunități. Și o întrebare ceva mai personală, dacă ar fi să schimbi ceva din modul în care ai abordat cei 4 ani de liceu, ar fi ceva ce ar merita alterat? Nu cred. Sincer, nu am vreun regret. Mm-hmm. Și sunt bucuroasă că am făcut toate activitățile astea și că am avut timp și de
ieșit cu prietenii și de învățat pentru școală și... Vorba aia, la Biocoder Dojo sâmbătă după amiază se adunau 40 de oameni super faini. Da. Da. Mai ar fi super multe întrebări. Eu aș discuta aici cumva, m-aș întoarce la lucrurile astea care până la urmă au pornit, da, din hai să merg la Biocoder Dojo, sună bine, da? Hai să vedem câte chestii s-au legat de acolo. Cum lucrurile, eu știu, se înlănțuie și te duc unde ești acum și unde simți că ești o rampă de lansare, da? Hai să vedem, deci Biocoder Dojo, da? Corona Cast. TMC, ca loc în care se întâmplau multe lucruri faine dincolo de Biocoder Dojo. Oncogen, da, clar, super tot de important. Acolo. Hackathon, da, concursurile. Ok, deci până la urmă e important să mizezi pe, eu știu, hai să merg acum acolo, vedem ce se întâmplă. Exact, da? Exact. Din păcate, bănuiesc că și atunci când am lansat invitația către Biocoder Dojo, nu știu cât de foarte clar a fost ce va urma. Da, nu, și nici noi nu știam încotro. Nu ne-am fi gândit că ar fi ajuns atât de departe. Era așa o activitate de sâmbătă, informatică, biologie, sună bine. Vedem ce-o fi. Vedem ce-o fi, exact. Și... Cred că este un îndemn super important de lansat. Da, încercați cât mai multe lucruri, că da, nu știți ce se prinde. Da, 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 și ce ricoșe se întâmplă care te pot duce cine știe unde. Cred că ne apropiem de final și întotdeauna rezervăm un moment în care ne rugăm invitații să, eu știu, profite de ocazie și să adreseze niște mulțumiri oamenilor care au fost, eu știu, super semnificativ pentru ei și care au contribuit într-o formă sau alta la formarea lor. Ok. În primul rând, vreau să-ți mulțumesc ție, Radu. Ah. Nu, chiar... Ai fost chiar o persoană foarte importantă în tot procesul ăsta. Și echipei pe care am format-o, vreau să-i mulțumesc extrem de mult. A fost un grup de oameni care mi-a fost alături mereu în partea asta de activități pe care le-am avut și, bineînțeles, părinților. Ei m-au susținut în fiecare moment și m-au împins să fac ceea ce-mi place, ceea ce-mi doresc și mi-au oferit oportunități să fac ceea ce-mi doresc. Ceea ce... Da, nu pot să fiu mai recunoscătoare decât. Altcineva care... Prieteni, colegi, profesori, foarte susținători în tot ceea ce am făcut. Se știu ei, nu? Da, se știu. Și știu că le vei fi recunoscătoare. Perfect, Alexia. Îți mulțumim mult și așteptăm să ne revedem atunci când o să vin vacanțe de la Olandia. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Mulțumesc! Super!